Spital aproape mort din cauza fratelui unui politician. Agentul pe motocicletă plecase în urmărirea fratelui președintelui PDL Satu Mare, care făcea slalom cu mașina pe șoseaua dintre Megidia și Constanța. Din cauza vitezei, polițistul nu a putut evita impactul cu o mașină care venea de pe contrasens. Iulia Stancio are mai multe detalii. Iulia, bună seara, a fost prins șoferul vinovat? Bună seara, până la urmă, polițistul care îl urmărea pe acest bărbat a fost oprit la Cernavodă. În mașină, polițiștii de acolo au descoperit că era la volan Beniamin Țânțaș, fratele lui Samuel Țânțaș, fostul subprefect de Satu Mare și președintele PDL Satu Mare. În același timp, Beniamin Țânțaș este un cunoscut personaj modern, monten. În mașină, alături de el, se afla și Natalia Mateuț, fica fostului internațional dinamovis Dorin Mateuț. Cel mai probabil, Beniamin Țânțaș va fi tras la răspundere acum pentru nerespectarea regulilor de trafic. Dați-mi un puțin lumina! Diferența dintre viață și moarte pentru polițistul de 30 de ani a făcut-o norocul. Medicii dintr-o ambulanță care trecea întâmplător prin zonă i-au dat primul ajutor. Se pare că avem drept cauză pătrunderea pe contrasens a colegului nostru. La momentul respectiv, din declarațiile martorilor, avea semnalele puse în funcțiune, acustice sonore, și se pare că urmărea un vehicul. El a ieșit după mașină, eu n-am apucat să-l văd. Timpul a ieșit drept, n-am mai putut să mai ia curba. A vrut să depășească, a intrat frontal în mine, am apucat să pun frână, a vrut să trag să intru în parapet eu. Polițistul a ajuns la spital mai mult mort decât viu. Pieptul, coloana vertebrală, bazinul, picioarele i-au fost distruse de izbitură. Medicii au hotărât să-l trimită cu elicopterul la un spital din capitală. Este unul dintre cei mai buni polițiști la Brăila. Este cel mai bun motociclist, în mod sigur. Nu a avut niciodată nicio problemă. Nu a avut niciun accident, nicio altă problemă, obținut rezultate permanent foarte bune. Șoferul mașinii de care s-a izbit polițistul are acum dosar penal. O manevră greșită sau o manevră greșită provocată?